în aparițiile Mariei Constantin, de până la acest conflict să fi manifestat altceva decât bun simț, respect și o conduită normală. Deci, ca atare, este o scrisoare acidă, deși nu pare, pentru că îi transmite aceste lucruri. În al doilea rând, cred că este tot un fel elegant de a îi transmite ceva. Să fie și ceva elegant pe lângă acuzațiile pe care le-a adresat, da, în pentru ultimele că săptămâni. Mie mi se pare că e totuși civilizat felul în care el îi transmite aceste lucruri, chiar dacă încearcă să o lovească, așa cum am spus, cu subtilitate. Marcel? Ți se pare că sunt vorbele unui bărbat care suferă din dragoste, rănit în orgoliu? Maria iese în aceste momente din cabinetul notarial. Vlad, ai de la numai puțin. S-a încheiat totul pentru voi? Da, ții și mie voie, vă rog. Doar atât să ne spui, Maria. Dacă ați divorțat, ești o femeie liberă de astăzi? Da, s-a terminat totul? Crezi că Marcel Toader te va târâi prin tribunale? Da, să nu mai puțin. Încearcă doar să se rămâne. Unde aveți mașina? Cine a greșit, Maria? Cine a greșit? Unde are mașina? Nu, că nu ai cu unde. Cum? De ce face Marcel toate acestea? Este ultima lovitură din partea. Ai vreun mesaj pentru Marcel? Voi nu vedeți ce zi frumoasă. Ai semnat? Astăzi. E o zi frumoasă, cea în care. Ai semnat, Maria? S-a terminat totul? Eu am spectacole astăzi. Îmi cer mii de scuze, dar mă grăbesc, trebuie să ajung. Nu sunt supărată. Dar ai semnat? S-a terminat totul? Mulțumesc frumos. Aici, aici, Maria. Numai. Mulțumesc. Doar atâta, dacă ai semnat, spune-ne. Din acest moment s-a terminat totul, Maria? Numai puțin, vă rog frumos să-mi dați voie. Sunt în mașină. Maria. Maria Constantin pleacă în aceste momente de la cabinetul notarial. Se urcă probabil în același taxi cu care a venit sau probabil a comandat un alt taxi. O taxi a plecat și de acasă, s-a așezat de asemenea tot pe bancheta din spate. Maria Constantin a fost extrem de rezervată în declarații. Nu a vrut să spună ce s-a întâmplat în interiorul biroului notarial, dacă a semnat sau nu actele de divorț cu Marcel Toader sau s-a amânat totul. Nu sunt supărată, au fost puținele cuvinte pe care ea le-a spus, pe care l-a rostit când a ieșit de la notar. Sexy, îmbrăcată cu afat aranjată, zâmbea. Lorena, ești psiholog. Ce părere ai despre atitudinea pe care Maria a afișat-o când a ieșit totuși de la notar, unde credem că ar fi bine, a fost, dacă ne-am uitat cu toții cu atenție, am observat că era de fapt un zâmbet mai degrabă formal, nu era o stare a ei. Cred că ar fi foarte bine ca jurnaliștii să înțeleagă faptul că în astfel de momente este greu să obțină o declarație de la o persoană care tocmai a divorțat, indiferent cum s-a derulat această despărțire, pentru că este un moment dificil din viața oricui, mă refer la cei care trec prin așa ceva. Oricât ai fi de bucuros că ai scăpat dintr-o relație sau oricât ai fi de trist că s-a încheiat, nu e momentul în care să poți să te expui, nu este momentul în care să poți să te exprimi într-un fel în care să transmiți cu adevărat ceea ce simți. Colegii noștri sunt după Maria Constantin, vom vedea împreună unde se îndreaptă în aceste momente artista care s-a ținut de cuvânt și a fost prezentă astăzi la notar la data divorțului, în care ar fi trebuit să se pronunțe dintre ea și Marcel Toader. Atitudinea ea a fost una foarte sigură, zâmbitoare și parcă știa ce face. Tu, psiholog, poate ai observat altceva, Lorena? În primul rând că ea era foarte sigură, în sensul că a fost foarte sigură pe decizia ei. Dacă ea s-a hotărât să divorțeze, apoi a făcut acest pas cu toată convingerea. În momentul în care a făcut acest pas, e clar că are planuri de viitor, ceea ce este și normal, pentru că nimeni dintre cei care trec prin astfel de experiențe nu trebuie să simtă că sunt la un capăt de drum, ci la un început de drum. Pur și simplu se întâmplă exact ca la GPS cu reconfigurarea traseului. Ai ajuns într-un punct și de acolo trebuie să
o iei în altă direcție. Marcel Toader se plângea zilele trecute la televizor și le spunea așa: mă eliberez de 4 ani pierduți din viața mea. Nici pe departe, nici pe departe. Nu lipsa banilor ne-a făcut să ne despărțim, ci felul în care ea alegea să-și trăiască viața. Și, pe lângă asta, Marcel Toader i-a dat și un ultimatum Mariei Constantin, care îi spunea așa: are 2 zile la dispoziție să vină să-și ia lucrurile. Marcel Toader a prezentat casa în care a locuit cu Maria Constantin, iar cântăreața, bineînțeles că mai are acolo câteva lucruri de luat. De pe 15 septembrie are 2 zile să vină să-și le ia. Dacă nu, le duc la ghenă să le ia cine vrea. Dar poți să spui așa: după 4 ani mă eliberez? După 4 ani pierduți din viața mea? Da, pentru că la nervi omul poate să spună foarte multe. Numai că poate ar trebui să reflecteze mai mult asupra faptului că nu a știut cum să gestioneze momentele de criză din relația lor. Probabil că nu a fost suficient de receptiv la nevoile ei, pentru că trebuie să știm că o femeie se îndepărtează atunci când nu mai primește atenție sau când nevoile ei nu sunt acoperite. Ori dacă nu există o comunicare sănătoasă între cei doi, se produce ruptura. De asta spun că la în moment dat, când se va liniști și va trece toată povestea asta, aș va da seama că de fapt n-a gestionat corect momentele lor de criză și că poate ar fi putut să ajungă la un consens la un moment dat, așa încât să nu mai considere că cei 4 ani sunt niște ani pierduți, ci să fi încercat să repare ceva. Noi ne reîntoarcem acum acasă la Marcel Toader, acolo unde se află colega noastră, Violeta. Violeta, Maria Constantin a ieșit în urmă cu câteva momente de la notar, foarte zâmbitoare, și a spus că nu este supărată, ea are multe evenimente de onorat astăzi și că este o zi foarte frumoasă. Marcel... Și-a făcut apariția? Până în acest moment nu, nicio mișcare acasă la Marcel Toader, e liniște deocamdată, dar noi sperăm ca acesta să iasă, să ne spună de ce s-a răzgândit sau dacă se va muta divorțul în instanță. Știm că Maria este cu zâmbetul pe buze, așa a fost în toată această perioadă, sau probabil a vrut să nu-și exprime suferința pentru că ea este un artist, iar artiști în momentul în care urcă pe scenă știu foarte bine să-și ascundă sentimentele de tristețe și să încânte publicul. Da, rămâne de văzut ce ne va declara Marcel, de ce s-a răzgândit, care au fost motivele, dacă va încerca să vorbească acum cu Maria, cu toate că ea astăzi sau în urmă cu puțin timp a fost și deja a semnat actele. Așa că rămâneți pe Antena Stars pentru că vom avea primele declarații chiar aici de la Marcel Toader. Violeta, dar ai reușit sau ai încercat să iei legătura cu Marcel Toader? Da, Răzvan, însă nu răspunde. Probabil că își pune ordine în gânduri, probabil o avea anumite regrete în legătură cu ceea ce s-a întâmplat săptămânile trecute. Sau, cine știe, poate că a vrut el să pară mai curajos în momentele în care a strâns lucrurile Mariei, dar după aceea o fi fost doborât de anumite sentimente, pentru că o despărțire nu este foarte ușoară și probabil abia acum când vede casa pe jumătate goală, ca să spun așa, i-a venit foarte greu și a conștientizat mult mai bine probabil ceea ce se petrece și faptul că despărțirea s-a produs. Ai zis foarte bine, Violeta, că poate să aibă regrete sau poate să fie răzbunare. Sunt 2 ipoteze. Dar ar fi totuși o pierdere de timp și de resurse de tot felul în cazul în care s-a hotărât să se războiască cu ea. E vorba de un război care n-ar duce nicăieri, nu există miză, cel puțin din punctul meu de vedere, din ceea ce reușim să vedem acum. Deci cred că mult mai simplu ar fi pentru el să renunțe mai ușor. De asemenea, Marcel Toader a acuzat-o pe Maria Constantin că nu are grijă de copilul ei, că nu îl sună, că nu se interesează de soarta lui și că ar fi uitat inclusiv de ziua lui de naștere. Bine, nu este normal să emitem astfel de judecăți la adresa cuiva, nu trebuie să judecăm pe nimeni, să spunem dacă e un părinte bun sau nu este, mai ales nefiind copilul lui, cu atât mai mult nu cred că era cazul să facă astfel de aprecieri. La urma urmei, Maria Constantin își asumă rolul de mamă, ea știe cum își face datoria și la urma urmei răspunderea o poartă ea.
De asemenea, Maria Constantin, când s-a aflat în presă că nu și-a sunat băiețelul, primul soț al Mariei Constantin a declarat la Acces Direct felul următor: astăzi Maria a sunat pe telefonul fix și iubita mea l-a dat pe băiatul nostru la telefon, a zis că a încercat să-l sune, dar nu a reușit. De când a plecat la București, ea nu a venit la nicio sărbare de-a copilului, spunea fostul soț. Luăm acum o scurtă pauză, rămânem în continuare pe urmele Mariei Constantin, dar... Dar și acasă la Marcel Toader încercăm să obținem și o primă reacție. S-a răgândit sau nu în urma divorțului